Ora 10. Rondul din apropierea școlii numărul 1 Sfântul Gheorghe. Mai mulți tineri însoțiți de prieteni sau de părinți așteptau să le vină rândul pentru a susține examenul pentru obținerea permisului de conducere, proba practică. Chiar dacă unii au reușit să treacă cu brio de proba teoretică și au ajuns să fie testați și în trafic, nu toți au dat dovadă că sunt pregătiți să devină șoferi, așa că au picat traseul. Emoții? Da, am avut emoții. Cum a fost? Nu prea a fost bine. Am picat. Aoleu. Da. De cât timp încerci să dai de permis? E prima oară. Da. Nu te-ai pregătit suficient? Sau? Da, am fost pregătit, da. Am greșit. La ce manevră? Neacordarea priorității. Am picat. Cum așa? M-am emoționat și... De cât timp încerci să dai de permis? E prima oară. Da, da. Și nu te-ai pregătit suficient? Nu prea te descurci în trafic? Cu bine de sală? Da. Am avut emoții și... Asta e. Să aveți emoții? Da. Nu. M-ați pregătit? Dacă am venit aici, sunt pregătit. În același timp, la ghișele serviciului regim permise auto și înmatricularea autoturismelor Giurgiu, alți peste 200 de oameni așteptau să intre în sala de examen ori să obțină actele necesare pentru mașină. Ai emoții? Nu. Te-ai pregătit suficient? Da. E primul examen? Al doilea, al treilea. De trei ori, să înțelegem. De două, asta e a treia oară. Puțin. Primul examen? Da, prima oară. Prima încercare? Prima încercare, da. Și ce ai de făcut? Da, să mă calmez. Ai da, m-am pregătit. Am o necesitate. Eu n-am dat la 18, n-am dat la 20 și acum chiar îmi trebuie. A fost greu? Așa, dacă înveți, nu este. Primul examen, prima încercare. A treia. Dar că te-ai pregătit de data asta. Moft sau necesitate? Necesitate. În 2015 au fost emise aproape 6.000 de permise auto. Au fost radiate aproape 2.800 de mașini și eliberate alte aproape 4.000 de numere provizorii. În cursul anului 2015 au fost eliberate 4.460 permise de conducere, mai puține față de anul 2014. Asta înseamnă că tot mai mulți tineri care împlinesc vârsta majoratului vor să devină șoferi. Mulți își încearcă norocul și de 3-4 ori pentru că nu sunt admiși. Legislația este destul de grea, iar mulți nu promovează din prima. În funcție de încărcătura pe care o au ofițerii examinatori, candidații sunt programați pe o perioadă de circa 30 de zile. Proba teoretică este valabilă un an de zile de la terminarea școlii. Deci candidatul, odată ce a fost admis la proba teoretică, nu mai susține încă o dată sau de mai multe ori această probă, el prezentându-se la ghișeu numai cu o adeverință din care să reiasă că a mai executat încă 6 ore de pregătire practică. Polițiștii spun că de la un an la altul numărul celor care se adresează instituției lor este în creștere, ceea ce înseamnă că tot mai mulți giurgiuveni devin conducători auto. La fel și mașinile care se înmulțesc simțitor, iar parcul auto giurgiuvean este din ce în ce mai mare.